persoana norocoasă are o voce diferită de persoana mai puțin norocoasă. Dacă ați aduna 5 persoane care s-au dovedit într-adevăr a fi cele mai norocoase și veți auzi vocile lor, veți realiza că există o mare diferență între vocile lor și vocea obișnuită. Atunci când comparați vocile personalităților, indiferent de linia lor, cu vocea altor persoane, veți găsi că există o diferență. Când discutăm despre cântat, este destul de diferit, pentru că astăzi arta cântatului a devenit foarte artificială. Ilead Khan a fost întrebat: este recomandat să-ți antrenezi vocea dacă ea nu prea este? Răspuns: este recomandat să faci exerciții fizice dacă ești mai slab? Dacă cineva este mai slăbuț, este chiar foarte recomandat să facă exerciții fizice. Așadar, dacă acolo nu prea este voce, este necesar să se dezvolte o voce. Întrebare: se schimbă vocea în timp cu trecerea anilor? Răspuns: da. Fiecare vârstă, copilărie, tinerețe și vârstă mai înaintată modifică nuanța vocii. Vârsta înaintată este expresia a ceea ce o persoană a acumulat în timp. La fel este și vocea, un indicator al acumulărilor. Fără nicio îndoială, așa cum fiecare pas în înaintarea în vârstă pentru o persoană, fiecare pas în înaintare pe calea spirituală, tot așa se realizează și modificarea vocii. Fiecare experiență din viață este o inițiere. Întrebare: cuvintele rostite în trecut continuă să ne afecteze viața? Răspuns: da, fără îndoială. Întrebare: ce este mai puternic să spui, ceva mental sau cu voce tare? Răspuns: dacă spui mental și nu vorbești, este puternic. Dacă vorbești și nu spui mental, nu gândești, este mai puternic. Dacă gândești și vorbești tare, este cel mai puternic. Întrebare: ne poți spune ceva despre Tanzen, care a prins lumânările cântând? Răspuns: se spune că Tanzen, marele cântăreț, făcea minuni cântând. Tanzen era yogin. El era cântăreț, dar un yogin al cântatului. El stăpânea sunetul și de aceea sunetul vocii sale devenea viu. Vocea sa devenea vie și tot ce dorea se putea îndeplini. Foarte puțini în această lume știu în ce măsură fenomenele pot fi produse prin puterea vocii. Dacă există o urmă de miracol, un real fenomen, o minune, aceea este vocea. Și voi încheia cu un citat din Ivanhoe, din cartea Muzica în viața spirituală. Muzica trezește în sufletul nostru amintirea patriei celeste, nostalgia paradisului pierdut. Este unul dintre cele mai puternice mijloace, mai puternice decât pictura sau dansul, fiindcă el apare imediat, instantaneu. Ne amintim dintr-o dată că am coborât din cer și că va trebui să ne reîntoarcem într-o bună zi în cer. Aceasta este adevărata predestinare a muzicii. Și pentru că mai avem câteva minute și pentru că la sfârșitul lui decembrie vom sărbători împreună trecerea într-un nou an, dar înainte de aceasta nașterea lui Iisus, înainte de a cânta pentru cei care se numesc Andrei, vreau să vă cânt o colindă, dacă sunteți de acord. Stai să lasă
Doamne,